poate pare o joacă, însă dacă ne gândim că evenimente de acest gen se produc în realitate și nu de puține ori, atunci parcă ne apucă groaza. Pompierii sunt mereu la datorie în astfel de situații și chiar își riscă viața pentru a-i salva pe cei care sunt în necaz. În Dâmbovița, de la începutul anului și până în prezent, pompierii au intervenit în peste 6.000 de situații de urgență. Acum, la împlinirea a 45 de ani de la înființarea grupului de pompieri din Dâmbovița și 165 de ani de la bătălia din dealul Spirii și a zilei pompierilor din România, autoritățile locale au ținut să le mulțumească salvatorilor pentru toată implicarea și dăruirea cu care fac această meserie. Este o zi în care trebuie să tratăm cu respect pe cei dispăruți în lupta cu focul, anonim, care și-au dat viața pentru binele comunității. Zilnic primesc informări și zilnic constat că 20-30 de persoane sunt salvate și trăiesc datorită intervenției dumneavoastră. Zilnic, bunuri aparținând persoanelor fizice și juridice sunt salvate de la dezastre datorită intervenției dumneavoastră. Îmi face o deosebită plăcere ca astăzi să fiu în fața dumneavoastră și să vă prezint respectele comunității din Târgoviște pentru tot ceea ce faceți în slujba oamenilor. La acest aniversar, alături de pompierii din Dâmbovița, au fost și numeroși cetățeni care s-au oprit pe platoul din fața prefecturii pentru a-i felicita și aplauda. În plus, oamenii au asistat la exercițiul demonstrativ și defilarea gărzii de onoare. Gardă pentru defilare! Onorul spre dreapta! Înainte! Arzi!